Gigi Becali, declarație bizară după moartea lui Alexandru Arșinel, pierdere. Ce pierdere, tată! Alexandru Arșinel a murit joi la Spitalul Universitar de Urgență București, la vârsta de 83 de ani. Marele actor a fost cunoscut și pentru iubirea sa față de FCSB. Motiv pentru care Cancan l-a întrebat pe Gigi Becali ce sentimente îl încearcă odată cu dispariția maestrului teatrului de revistă. Actualul patron al echipei a fost întrebat dacă decesul marelui actor reprezintă o pierdere pentru România. Ce pot să spui când moare un om? Dumnezeu să-l ierte. L-am cunoscut acum mulți ani. Era un om bun, cald, nu se enerva. Voia doar pace. Pierdere. Ce pierdere, tată, a spus Gigi Becali în exclusivitate. Patronul FCSB a precizat că fiecare om este dator cu o moarte și a făcut referire și la tragedia prin care trece Ucraina de luni bune. Chiar dacă patronul FCSB s-a arătat afectat de moartea lui Alexandru Arșinel, nu a putut trece cu vederea nici decesele care au loc atât de aproape de România, pentru care prea puțin mai plân. Mor oameni în Ucraina, mor oameni tineri. Ce pierdere! Toți murim mai devreme sau mai târziu. A murit omul, Dumnezeu să-l ierte. Acum, la revedere! Despre ce vorbim? Asta e viața! Ne ducem toți până la urmă, a adăugat Gigi Becali, în exclusivitate pentru Cancan. Can.